dimineața. Ieri, în timp ce aveam întâlniri cu candidați din primul tur, un porumbel rănit a ieșit la presă și a început să cânte cântece de jale. Igor Dodon, care a înțeles că pierde alegerile, cel care a pierdut primul tur al alegerilor prezidențiale, simte că îi fuge pământul de sub picioare și a ieșit să amenințe oamenii, speriindu-i că dacă nu îl votează, vine sfârșitul lumii. După 4 ani de mandat, un președinte care nu a făcut nimic pentru oameni, care a făcut doar pentru prietenii și familia lui, un președinte care a mers în vacanțe de lux, care până și la întâlnirile cu alegătorii merge cu 12 Mercedes-uri, un președinte care a luat bani în pungă cu calendar de la Plahotniuc, un președinte care protejează bandiții, în loc să vină să dea socoteală oamenilor, el îi amenință. După 4 ani, Igor Dodon vine cu promisiuni și amenințări, pentru că în acești 4 ani a avut 0 rezultate. Până și promisiunile lui sună amenințător. Dar noi îi spunem că foarte curând va pleca și se va liniști. Igor Dodon, după ce a fugit de dezbateri timp de 2 luni, acum vede că pierde alegerile și vrea dezbatere. Poporul a spus foarte clar, Igor Dodon nu merită mandatul de președinte. Igor Dodon trebuie să plece. Singura dezbatere la care trebuie să meargă Igor Dodon este cea cu procurorii. Dar din respect pentru cetățeni, din respect pentru oamenii care merită să audă răspunsurile celui care a primit salariul de președinte timp de 4 ani, să audă răspunsuri despre inacțiunile lui, despre fără de legile pe care le-a comis, voi merge la o dezbatere pe teren neutru. Detaliile acestei dezbateri vor fi stabilite de staff-uri și anunțate. Acum să vorbim despre lucruri cu adevărat serioase. Ieri am avut mai multe întâlniri. Am discutat cu alți candidați din aceste alegeri. Cu Renato Usatăi, cu Andrei Năstase, cu Dorin Chirtoacă și sper în următoarele 2 zile să mă întâlnesc și cu domnul Deliu și cu domnul Țicu. Am discutat despre viziunile noastre în raport cu Republica Moldova, în raport cu situația politică, dar și economică și socială. Oamenii care au votat pentru acești candidați au votat pentru schimbare. Aceștia sunt oamenii care au obosit de minciunile lui Igor Dodon, care au obosit de sistemul lui Igor Dodon în care el se comportă ca un țar. Și alegătorii noștri și alegătorii celorlalți candidați vor ca noi să curățăm președinția, parlamentul, guvernul, toate instituțiile statului. Asta vom face, respectând Constituția și voința populară. Am văzut ieri care este viziunea lui Dodon pentru țară. Amenințări, ură la adresa oamenilor, dezbinare, împărțirea moldovenilor în cei plecați și cei rămași acasă, între copii și părinți. Și, după cum ne-a obișnuit în acești ani, atunci când nu poate face nimic și când se ține doar de furat, spune minciuni. Viziunea mea despre țară și despre cum trebuie să fie un președinte este cu totul alta. Și rezultatul primului tur al alegerilor ne-a demonstrat că majoritatea oamenilor cred la fel. Avem nevoie de un președinte bun, ca la anul, când Moldova face 30 de ani, să ne uităm împreună în ochii celor dragi și să spunem că am făcut bine, că am ales bine. Astăzi trăim vremuri foarte grele, dar cu un președinte bun vom face mai bine
vom fi bine, vom ieși împreună din această criză. Rezultatele primului tur arată clar că moldovenii vor ca țara lor să devină o țară normală, cu viață bună, o țară în care să poți să-ți crești copiii, să găsești un loc de muncă bun, să ai dreptate, să te bucuri de servicii normale prestate de instituțiile statului, să-ți fie protejată afacerea de abuzuri, să ai acces la justiție corectă și să plătești prețuri accesibile la produse alimentare, la medicamente, la gaz, electricitate și alte lucruri necesare. Așa cum este acum, așa cum vede Dodon lucrurile, nu se mai poate. Situația actuală din Moldova convine doar unui grup de hoți. În calitate de președinte, voi fi de partea oamenilor, de partea oamenilor care au muncit și muncesc. Voi fi împotriva celor care fură. Voi folosi toate pârghiile pentru a opri schemele de corupție și contrabandă, prin care oamenii și statul sunt furați. Voi promova judecători onești. Voi apăra interesele oamenilor de afaceri și investitorilor care creează locuri de muncă în Moldova. Voi promova exporturile peste tot în lume. Voi construi relații bune cu țările de unde pot să vină investiții, așa încât să deschidem cât mai multe întreprinderi, cât mai multe locuri de muncă. Creșterea economică este calea prin care putem opri plecarea oamenilor dragi de acasă. Creșterea economică este calea prin care putem crește salariile, pensiile, plățile sociale. Am un plan și îl voi pune în aplicare cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul votului oamenilor. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care ne-au votat în primul tur. Vă respect pe toți și vă spun că merităm un președinte care să-i respecte pe oameni, nu un președinte care strigă la oameni. Iar la final, vă spun doar atât. Igor Dodon a pierdut primul tur al alegerilor și îl va pierde și pe al doilea. Vom câștiga cu sprijinul tuturor moldovenilor care au obosit de hoție, care vor schimbare. Ieșiți la vot, oameni buni! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Întrebăm despre vicepreședintele PAS, a declarat că... Întreabă colegii! Nu, sunt bine, mersi!